acest mare bărbat al neamului român. Și-a pierdut viața pentru credința creștină și pentru dragostea față de neam. Iată-ne din nou azi în zi de mare însemnătate istorică, în care îl comemorăm pe marele domnitor Mihai Viteazul. Mai mult ca orice altă așezare din țara noastră, Turda are obligația istorică și mai ales morală de a-i păstra vie în permanență memoria marelui voievod Mihai Viteazul. Acest mare erou al neamului românesc și-a găsit sfârșitul pe meleagurile Turzii printr-o crimă odioasă în Sfânta zi de duminică, 19 august 1601. Considerat de istoriografia românească de primul unificator al țărilor române și apărător al creștinătății, voievodul Mihai Viteazul este un simbol erou național al orașului nostru, motiv pentru care încă de la preluarea mandatului meu din anul 2016 ne-am propus să arătăm respectul cuvenit acestui mare erou. Ca primar al municipiului Turda, am considerat că este imperios necesar să acordăm acestui obiectiv importanța cuvenită ca monumentul, mănăstirea și întreg parcul să devină un loc de pelerinaj pentru românii cu adânc spirit de patriotism. Un loc unde cu toții să ne înclinăm capetele și să medităm la istoria acestui popor și la credința acestuia. În urmă cu un an vă spuneam că am câștigat un proiect european prin care va fi complet modernizat acest parc. E bine, astăzi vă spun că am început implementarea acestui proiect, iar în scurt timp vor începe lucrările. Această zonă, atât de încărcată din punct de vedere istoric și religios, trebuie să rămână un loc de cinste. Este datoria noastră să lăsăm această moștenire copiilor și nepoților noștri. Ne rugăm la Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei care s-au jertfit pentru apărarea demnității și integrității țării noastre, Dumnezeu să-l aibă în pace pe marele voievod Mihai Viteazul.